कतऽ कतहु Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip de Sims 4, de această dată un clip informativ și poate după cum ați văzut și în thumbnail discutăm de noua expansiune ce urmează să se lanseze pentru The Sims uh, și acest lucru vom afla mâine. Uh, înainte să fac acest clip am primit pe Gmail uh, un mesaj în care îmi spunea că cei de la The Sims au încărcat pe canalul lor de YouTube un clip ce urmează să uh, fie lansat mâine 6 mai la ora 18, așa că o să fiu și eu prezent acolo și sper să să fiți și voi. Uh, am să vă las și linkul în descriere care vă trimite exact către uh, clipul uh, acela și să vă setați și voi un moment pentru uh, a nu uita ca mâine la ora 18 să intrați pe uh, canalul lor să aflați și voi mai multe detalii. Uh, unele dintre ele deja se știu. Uh, prima ar fi denumirea, se va numi Country Living uh, și face parte din aceeași familie cu Iceland uh, și acolo având aceeași denumire. Uh, iar această nouă expansiune promite ceva diferit față de ce a fost până acum, așa că sunt și eu curios să vedem despre ce va fi vorba. Știu că va fi într-un mediu rural în care vom avea joburi speciale cu siguranță sunt introduse și animale noi, speciale din zona aceea, iar acest lucru pare destul de interesant pentru că va dezvolta foarte mult jocul și cred că la asta se referă creatorii, vor fi mecanici noi de joc și chiar sunt curios. prognozesc că se va lansa pe PC în două săptămâni, cred, pentru că pe data de 12 iunie urmează să aibă o conferință în care vor anunța ce planuri au ei pe viitor cu Sims și ce urmează să se lanseze și tot atunci știu sigur că vor vorbi despre uh, un nou staff pack Asta e destul de interesant și acest lucru. Deci urmează ca în aceste 2-3 luni să primim content bun pentru Sims, mai ales că în această perioadă nu prea am avut ceva nou, ca să zic așa, și care să schimbe destul de mult jocul. Asta știți și voi acest lucru și se simte atunci când nu avem content pentru că ești obligat într-o oarecare măsură să vii tu cu ceva nou în sensul în care să gândești anumite clipuri, pentru că dacă vei pune același lucru, lumea deja cunoaște ce se întâmplă în fiecare DLC, cum ați văzut când lansează câte ceva nou, trebuie să explorăm, să vedem despre ce este vorba, cât să faci lucrul acesta, așa că chiar sunt curios, am rămas puțin așa surprins că vor anunța expansiunea acum, dar știu că e tot așa ceva cu eco-friendly, v-am lăsat și o imagine imagine pe display să vedeți um, care vă trimite către clipul celor de la The Sims să vedeți exact cum arată și au pus-o de asta eoliană acolo, deci clar e ceva cu eco. Așa că sper să-mi spuneți și voi în comentarii ce așteptări aveți de la noua expansiune, cu numărul 9 cred. Deja avem noi expansiuni foarte interesant, sper că la 10 să fie ceva cu totul diferit. și să lăsați și voi un like, foarte important, iar mâine o să aflăm exact cum am zis ce cuprinde această nouă expansiune și o să discutăm mult mai mult, așa că, dragilor, acesta a fost clipul, nu uitați să lăsați și voi un like, iar până la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!